România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct. Numele meu este Moise Guran și stăm de vorbă pe Europa FM până la ora 14 și mai mult dacă o fi cazul și dacă ați simțit dumneavoastră nevoia. De asemenea, ne vedeți pe live pe Facebook, pe toate conturile noastre și ale mele personale și pe site-ul moise.ro și pe site-ul europafm.ro. Practic, doar să vreți, că de ratat n-aveți cum să ne ratați. În deschiderea emisiunii de astăzi, care va fi despre marele meeting al PSD de sâmbătă, din capul locului fac precizarea că nu am niciun fel de problemă cu faptul că un partid sau orice fel de organizație din România face un meeting pașnic. El este anunțat ca fiind un meeting pentru susținerea justiției. Foarte frumos. Între timp vă spuneam eu în emisiune la DINU că a fost creată de către cei de la Geeks for Democracy, care este o organizație civică, a fost creat un portal care se numește meetingjapca.ro, în care cetățenii care sub o formă sau alta consideră ei că au fost obligați să vină la acest meeting sunt invitați să depună sesizări. Iar acum vă citesc ce scrie Cătălin Teniță, care e unul dintre membrii Geeks for Democracy pe Facebook. Zice așa: sunt deja 116 raportări publicate cu un anumit grad de deduplicare și de eliminare a celor care erau mult prea sumare. Cel puțin jumătate din ele pot fi considerate că implică infracțiuni. Sunt și 2 sau 3 persoane care au solicitat asistență juridică în vederea depunerii unor plângeri penale. Vedem astăzi cum să le găsim asistență. La numărul ăsta de raportări nu mai putem vorbi de situații excepționale din teritoriu, vorbim de practici generalizate, vorbim poate de un grup infracționar organizat. Face un apel Teniță și de cei de la Geeks for Democracy către toate partidele politice să înțeleagă importanța temei și să dea declarații tranșante. De asemenea, face apel la parchetul general, care ar trebui să fie conștient de acest fenomen cu potențial infracțional și să vadă dacă e nevoie de investigații. Eu nu cred că e o idee bună asta. Adică dacă cineva are o problemă, să meargă la poliție, la parchet, mă rog, sunt câteva plângeri și împotriva unor polițiști care s-au dus la oameni acasă și i-au invitat la meetingul PSD. Dar asta e o altă problemă, nu ar fi toți polițiștii din țara asta așa. Deci dacă cineva are o problemă, că îl obligă șeful de la firmă privată, de la firmă de stat, de la primărie, de la instituție publică centralizată sau descentralizată, că îl obligă cineva să vină undeva sau să facă ceva, să se ducă la poliție să facă plângere. Știu că se tem pentru slujbele lor, da, domnule, asta e, să vedem. Care e problema? E mai puternică teama? Sau e mai puternic respectul de sine? Până atunci vorbim despre un meeting pașnic pentru un scop absolut legitim, nu? Apărarea justiției, așa spune domnul Liviu Dragnea, pentru sâmbătă asta în București. Că sunt mulți oameni aduși din țară. Nu l-aș compara cu marșul asupra Romei organizat de Mussolini. Nu încă, nu suntem acolo. Deci niște oameni vor să manifesteze la București. Acum eu vreau să înțelegem de ce acest meeting acum amânat atât amar de vreme. Inclusiv în lunile, săptămânile recente, acest meeting a tot fost amânat până a picat, ce să vezi, întâmplarea a doua zi după sentința domnului Dragnea. Dacă o fi vreo sentință. Dacă o fi vreo sentință. Așa cum v-am spus cu altă ocazie, la pastila Busy Day, judecătorii au tendința să amâne pronunțarea atunci când se fac orice fel de presiuni publice, dacă ei consideră că există un moment tensionat în societate și că n-ar fi bine să dea atunci o astfel de sentință. De asemenea, joi, adică mâine, deci cu 2 zile înainte de meeting, Curtea Constituțională a anunțat că va citi în plen și public motivarea deciziei de a-l obliga pe președintele Klaus Iohannis să emită un decret de revocare a doamnei Chioveși și, bineînțeles, așteptăm să vedem acolo motivarea aia, ce se va spune despre procuror, de fapt, că cu doamna Chioveși sau fără, nu vreau eu să subminez importanța doamnei Chioveși, Doamne ferește. Dar în același timp, miza acum este subordonarea procurorilor. Am spus-o foarte clar și președintele Iohannis și ministrul Tudorel Toader. Atenție! Bun, având în vedere toate acestea,
vă deschid liniile telefonice și vă ascult. Vă întreb ce credeți că urmărește Liviu Dragnea? Ce s-a hotărât el așa dintr-o dată că iubește justiția? Care-i sensul acestui meeting? Ce vrea să obțină după el sau în urma lui? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Costin! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Părerea mea, sinceră, cu acest meeting este următoarea. Ca să luăm într-o ordine, așa, ar fi motivarea curții pe care îi va da după aceea voie domnului Tudorel să-i terorizeze cu telefoane pe judecători. Ziceți noastră? Eu așa zic, că după motivare... În discuție sunt procurorii, să știți, nu judecătorii. Da. Procurorii sunt în discuție care vor trece în subordinea lui. Dar, totuși, va să dau o foarte mare putere pentru el. Iar și Dragnea aduce oameni pentru ca domnul Tudorel să aibă mai mult curaj? Sau de ce legătură are? Dragnea aduce oameni pentru că nu știe răspunsul. Deocamdată. Cred eu, sper să nu-l știe. La ce? La sentința lui? La sentința lui. Bun, deci sunt mai multe probleme pe care le-ați atins. Decizia CCR care îi dă curaj domnului Tudorel Toader să sună niște judecători, ați spus... Da, așa. Care i-a sfătuit sincer să-și închide telefoane în seara asta, în următoarea seară. Și în caz că se va da o sentință avantajoasă nouă, aș putea spune. Adică o sentință de condamnare, vreți să spuneți. Exact. Cel mai probabil, domnul Dragnea speră în manipularea acestei mari mase de a striga ce vor începe ei să strige. Deci dacă domnul Dragnea e condamnat, mulțimea pe care o aduce, ce va striga? Jos justiția sau ho sau ce? Nu jos justiția, pentru că ei vor fi încântați de minunata justiție. Nu, cred că vor striga... Deci dacă justiția îl condamnă pe domnul Dragnea... Da, probabil o chestie gen jos justiția, jos Iohannis, bineînțeles, astea de zi cu zi, ale lor. Dar care-i scopul? De ce ar face așa ceva? Ce ar obține? Sentința e sentință. Da. Vă mai gândiți, mulțumesc, Costin. 0372069599. Lucian, bună ziua. Bună ziua, domnule Moise Guran. Vă ascultăm. În primul rând că am intrat la noastră în emisiune și am să încerc să fac o următoare propunere sau să fac o altă, un alt gen de opinie. Și anume, eu zic că ar trebui să participe la acest meeting nu numai membrii PSD, ci să participe toți cei 600.000 de oameni care s-au strâns anul trecut în februarie în piață. Vreți să fiți mai specific un pic? Ce vreți dumneavoastră mai exact să se întâmple la acest meeting? Așa, mai exact. Toată lumea să poarte pancarde cu, de exemplu, PSD luptă împotriva abuzului în serviciu. PSD luptă dar să vreți să obțineți o încăierare? Vă întreb. Nu. Dar, Lucian, credeți că dacă ar veni și ăia și ceilalți ar putea fi evitată o încăierare? Bineînțeles. Eu nu sunt așa sigur că e bineînțeles. Da. Meeting-ul se numește meeting împotriva abuzurilor. Abuzul în serviciu nu este un abuz. Deci înseamnă că dăm noi o altă definiție abuzului. Lucian, vorbim de lucruri serioase aici. Vă dați seama cât s-ar victimiza Dragnea dacă are și incidente la meeting-ul ăsta? Bineînțeles. Nu. Atunci hai să lăsăm miștourile. Pe bune, pe tema asta nu facem mișcu. Vă rog eu mult de tot. E o chestiune de responsabilitate civică pe care și eu ca jurnalist trebuie să mi-o asum și dumneavoastră ca ascultător responsabil trebuie să vă asumați și să înțelegeți. Dacă se întâlnesc grupuri și așa sunt prea multe meeting-uri în acest. În niciun caz nu am gândit că Doamne ferește să se ajungă la ne-am lămurit atunci. Ne-am lămurit atunci. În niciun caz. Nu. Ce urmărește Dragnea, Lucian? Da. Păi, tocmai suntem împotriva abuzului. Abuzul în serviciu este un abuz săvârșit chiar de domnul Dragnea. Ce urmărește Dragnea? De ce aduce oamenii la București? Bineînțeles, o mare presiune să se pună pe instanță, pe judecători. E a doua zi după sentință. Bineînțeles, oamenii judecători ascultă. Ei simt presiunea care va fi în stradă dacă au înțelepciunea să mai amâne decizia luată în instanță, va fi bine. Dacă
este foarte, foarte simplu. Domnul Dragnea, a doua zi, în cazul în care va fi condamnat, va face un meeting în care să pună presiune foarte mare pe justiție și să se timideze. Dacă va fi achitat, atunci va fi triumful domnului Dragnea asupra. Bineînțeles, okay. Triumful asupra justiției și asupra României prin scoaterea ei din... La ce i-ar folosi să pună presiune pe justiția a doua zi după ce a fost condamnat? Să o țină ce mai departe, adică... Dacă este condamnat, este condamnat într-o primă instanță. Așa este. Dacă în piață se vor aduna, și eu cred că nu se vor aduna mai mult de un 50.000 de oameni. Eu cred că sunteți generos, dar e părerea noastră. Lăsați-i să fie 100 de mii, un milion. Da. Eu mă gândeam la stadionul umplut la alegerile din 2014 și de aia am zis 40-50 de mii de oameni, dar s-ar putea să fie chiar... Hai să nu facem speculații pe tema asta, că n-are sens. Îi numără jandarmeria sâmbătă și aflăm și noi. Adică ce rost are să vorbim acum? Da, și eu. Dom'le, încă o dată, v-am mai zis, PSD-ul este un monstru organizatoric. E singurul partid din țara asta și știe să organizeze lucruri, inclusiv astfel de mari întâlniri. N-avem motive să credem că nu se vor organiza bine. A, că s-ar putea să facă presiuni pe firme de transport, pe oameni. Asta e o chestiune care trebuie urmărită de către societate și de aceea și promovez inițiativa celor de la Geeks for Democracy. Și vă îndemn pe toți să fim foarte atenți. Dar să nu punem la îndoială capacitatea PSD-ului de a organiza un mare meeting. Au mai făcut așa ceva. Așa este, dar să ne gândim că și alegătorii PSD-ului sunt oameni total nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară. Nu, deci, nu e adevărat. Eu... Sunt oameni cărora li s-au mărit pensiile, problema lor este însă ca o vârstă și mai greu transportabili. Sunt oameni care sunt bugetari și poate se tem pentru slujbele lor sau poate sunt fericiți că le-au crescut salariile. Nu putem postula în sensul ăsta. Nu știu ce să zic. Poate în subconștient, adică în străfundul sufletului lor, ei sunt nemulțumiți. S-ar putea unii să-și găsească, domnule, nu pot. De ce să fie nemulțumiți? La ce se întâmplă în țară, nu ai cum să fii mulțumit. Poți să fii votantul votanților PSD. Deci nu ai cum să fii mulțumit. Bine, Lucian. Bine, vă mulțumesc pentru opinie, Lucian. Lucian a avansat două scenarii interesante până acum. Mie mi se pare că nu le-a dus până la capăt sau, mă rog, de fapt a enunțat niște lucruri care sunt destul de evidente. Dacă Dragnea este condamnat, atunci lumea îl va susține pe mai departe, sau poate asta își imaginează el. Dacă va fi achitat, atunci va fi o mare sărbătoare. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În primul rând, susțin ideile celui dinaintea mea. Da, dar nu le-a dus mai departe. Care-i scopul? Scopul este să ne simtem bine. E o mare nuntă, cum lumea cineva, sensoară Dragnea sau nu știm. Da, deci dacă Dragnea va fi achitat vineri, va fi un dezastru pentru România. El va face ca un fel de triumf al lui împotriva justiției și va... La ce ar folosi asta? Păi vă dați seama că îi folosește pentru mai departe, pentru lupta de a distruge justiția din România. Adică ce, să devină șeful PSD sau ce? La ce? După aia. Ar avea o legitimitate... Păi mai mult decât are... Mele, deci dacă e și achitat... mai departe, de a distruge justiția. Nu mai are nevoie, domnule, de nimic. După mine. După decizia Curții Constituționale de joi, nu mai are nevoie de oameni în stradă pentru a face absolut orice. Păi bune. Adică, la ce vă așteptați? Nu mi se pare că are logică chestia asta. De-aia vă întreb. El e președinte, el este la guvernare, el are majoritate în Parlament. Dacă scapă și necondamnat, și mai are și decizia Curții Constituționale care îi pune procurorii în subordine politică, a ministrului Justiției, cum o fi el. Pentru ce să mai aduci atâta mare de lume la București? Vă întreb. Păi împărații romani foloseau victoria asta și la sfârșitul unei bătălii, când se întorceau din campanie, făceau un triumf. Ei, ăsta este triumful lui Dragnea, care... Vă dați seama. Împărații romani construiau chiar un arc de triumf. Exact, exact. Și în timp ce împăratul trecea în carul lui... Ia, spuneți-ne mai departe, cine stătea lângă el? Păi, ce să zic, preoții. Un sclav care îl lovea cu nuiaua și amintea că e moritur. Da. Că nu da. E zeu.
Așa este. Bine, vedeți. Numai nu știu cine va fi sclavul. Mihai, mulțumesc. În situația asta. Mulțumesc, Mihai. 0372069599. Încerc cu această dezbatere să vă forțez cumva să gândiți, să analizăm aceste lucruri, să vedem la ce ne putem aștepta. E un eveniment excepțional, nu zic eu, chiar dacă e un meeting pașnic sau cel puțin așa este anunțat și probabil că așa va fi, nu înseamnă că trebuie nebăgat în seamă, trebuie să vedem la ce ne putem aștepta. Bună ziua, Ludovic! Salut, Moise! Sau să vă zic Ludovic, așa. Da, Ludovic, da. Moise, eu cred că joacă la două capete. Așa. Adică dacă este achitat, clamează nevinovăția lui în fața tuturor, dacă va fi găsit vinovat pentru faptele care le-au comis, atunci va căuta sprijinul poporul adus în piață ca să deingreze pe cei care l-au acuzat. Deci, dumneavoastră ziceți că în ipoteza în care Dragnea ar fi condamnat, el va încerca să va face un recurs la popor și poporul PSD-ist va zice, domnule, nu ne interesează că ai fost condamnat, da, tu ești tot împăratul nostru. Având în vedere istoricul lor, în sensul că în momentul în care un potentat PSD care mergea la pușcărie sau eu știu pe treptele justiției, mergeau cârd după el. Da, există această. Așa e, da? Inclusiv domnul Dragnea a beneficiat de asta la audierile de la DNA. Cu toate că este un vechi proverb românesc care spune, domnule, dacă te basocin să seamănă, se adună. Dacă hos cu hos se adună, înseamnă că toți sunt hos, că asta este. Ludovic, dar încă o dată, de ce vă opriți aici? Eu vă întreb de ce îi trebuie lui un astfel, la ce folosește un astfel de recurs? De la ce folosește? Da. Păi să ne uităm în jurul nostru, ne uităm aproape de noi, adică peste mare, la Turcia, da? Da. Care dintr-un stat cât de cât democratic, da, și care respecta forma de guvernământ a lui Atatürk, în care armata era cel care spunea garantul Constituției, da? Laice, atenție, așa. Cât de cât, da. Nu chiar cât de cât, chiar garantul Constituției Laice. Asta era armata, da? Turcă. Da. Acum ce avem? Avem, putem să spunem că ne îndreptăm către o formă de dictatură în Turcia. Dacă ne uităm mai la nord, la Rusia... Nu ne îndreptăm. În Turcia este dictatură. Ăla și-a sporit inclusiv competențele. Adică, nu, acolo nu mai e, s-a terminat. Este dictatură, dar nimeni din nicio țară europeană sau din Uniunea Europeană sau America, Statele Unite, n-au spus, domnule, în Turcia este dictatură, pe față. E așa, mai volat. Nimeni nu spune. Dom'le, pentru că Turcia este o țară membră NATO, cu un rol important în arhitectura de securitate a NATO, și în momentul în care o proclami în felul ăla, trebuie să o scoți din NATO. Da, deci venim într-o zonă foarte sensibilă. Dacă ne uităm la Rusia, care are un președinte Putin de 4 mandate, dacă nu greșesc, vedem că iarăși este o formă de dictatură. Ne îndreptăm către o formă de dictatură a Partidului Social Democrat în frunte cu domnul Dragnea, în care mâine va fi prim-ministru sau președinte de stat, Constituția și tot ce înseamnă legi către... Ludovic, deci noastră ziceți că aduce mulțimile la București ca să se proclame dictator? E nerealist ceea ce spuneți. Mai devreme sau mai târziu, așa cred că se va întâmpla. Dar nu e cazul, încă o dată, nu găsesc legătura logică. Adică aduce oamenii la București pentru ce? Să-l proclame semi-dictator acum și dictator mai încolo? Da, da, da. Este cu toate că aceste persoane, împotriva voinței lor, vin la București. Sunt urcate în autobuz, constrânse de către slujbele care le-au pe la centrele de asistență socială, pe la primării, pe la spitale, pe la asistat social. Sunt constrâns să urce în mașini contra acestor facilități că lucrează în serviciul respectiv. Și nu vorbesc în necunoștință de cauză. Deci acum toată inițiativa asta a celor de la Geeks for Democracy este mai degrabă să dea curaj oamenilor. Încă o dată, vă repet tuturor, faptul că pui pe un site e bine, dar nu e suficient. Adică dacă chiar ai o problemă, trebuie să te duci să faci plângere cu toate riscurile pe care ți le asumi. Trebuie, adică, ai de ales între cinstea ta până la urmă, între,
cum să zic eu, lipsa de rușine atunci când te uiți în oglindă și slujbă. Nu este o alegere ușoară. Dar cine poate să o facă, acum e momentul să o facă. Deci noi vorbim, promovez acțiunea respectivă, dar nu este suficient să puneți pe un site, domnule, a făcut cu tare presiunea asupra mea. Dacă se vor găsi și forme de asistență juridică, cu atât mai bine. Noi ca societate trebuie să reacționăm, dar fiecare persoană trebuie să facă o acțiune individuală dacă are o astfel de problemă. Mulțumesc, Ludovic. 0372069599. Îmi dă Ciprian mesaj că zice cineva, dacă vine multă lume la meeting-ul PSD, partidul va obține liniștea de care Iliescu a avut parte după mineriadă. Nu cred că va avea loc o mineriadă în acest weekend în București. Aș vrea să nu exagerăm. Știu că cei de la Realitate au făcut în sensul ăsta. Dom'le, nu cred că e vorba de o mineriadă. Pe bune, hai să ne păstrăm totuși simțul rațiunii și al măsurii mai ales. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Am tot studiat personajul Dragnea și așa, dacă te uiți în de-a lungul vieții, ne cam arată ce fel de om e. E un oltean. Părerea mea. E un teleoltean, da. Dar este un tip ambițios, asta am vrut să zic. Care calcă pe cadavre ca să obțină tot ce trebuie. În pe momentul ce cadavre a călcat? De ce ziceți așa de omul ăla? Pe ce, ce cadavre a călcat? Nu știu, de-a lungul istoriei, probabil că... Pe cadavrul lui Ponta, ce? Ăla e cadavru? Ponta e foarte viu. Exact, încă a început să miște. Este dovada faptului că Dragnea e în stare să facă orice în acest moment. Și nu este vorba nici despre Chioveși, nici despre Iohannis. Meetingul ăsta este dovada? Nici despre PSD. Așa. Da. Este vorba doar despre Dragnea. Așa. Deci în momentul ăsta, da, sigur că din sursele lui are tot ce trebuie. Justiția a amânat deja de două ori, l-a tot răgânat, s-au schimbat judecătorii, a alungit un fel de Voiculescu a fost. Da. Care până la urmă a ajuns să fie condamnat. A cam fost, da. Știe decizia. Eu nu cred că într-o țară normală și cu justiția pe care tot susținem că e ok în acest moment, va scăpa, iar acest meeting nu va face decât să demonstreze Europei și tuturor ochilor care sunt asupra noastră că, vai, Dragnea este susținut. Și că el este o victimă... Păi și la ce-i folosește? Dacă, păi, dacă e condamnat, la ce-i folosește? Ce o să strige oamenii acolo? Hai, Dragnea, jos justiția? Sau e un meeting pentru justiție, până la urmă. Așa a fost proclamat. Da, pentru justiție, dar... Hai, abuzul, ce-ar putea oamenii să strige? De ce-i cheamă atunci dacă el, el știe că va fi condamnat, cum ziceți noastră? Hai, nu abuzul. Hai, practic, Dragnea este supus unui abuz în acest moment. Asta vrea să demonstreze poporul. Vrea să ne arate tuturor că justiția nu este corectă și că este un abuz, cum a fost și de la doamna Udrea. Și la toți nu sunt... Pentru asta noi trebuie decât vreo două televiziuni de știri care să facă praf la bucată fiecare procuror și judecător implicat timp de niște ani de zile și, în general, ideea de justiție. Nu-i trebuie să aducă 500.000 de oameni sau cât vrea el să aducă la București. Trebuie să se reconfirme ca lider. Aha, are momentul acesta. Să se reconfirme unde? Ia, unde să se reconfirme? Trebuie să se reconfirme chiar și în partidul lui în acest moment. Și în PSD. Chiar toți trebuie să știe și toată lumea și toți care depind de el și în crângătura asta împreună cu ce cere și ce mai are sub papucul lui sau, așa, să zic așa, sub control, trebuie să le dovedească că el este în stare să lupte împotriva abuzurilor și că el este încă un lider maximum. Bun, da. Interesantă ipoteza dumneavoastră, Bogdan. Iată, dumneavoastră ați trecut dincolo de mesaj. Deci dumneavoastră spuneți de fapt că Dragnea vorbește cu PSD-știi. Da. În acest moment, da. În acest moment... Dar nu e riscant? Adică va putea el să controleze pe fiecare dintre cei 500.000 de oameni ca să fie, dacă vin 20.000, mai e el mare lider dacă vin doar 20.000 în loc de 500.000? În acest moment este ca un animal încolțit. Nu are altă soluție. A fost ultima, de-aia a tot amânat până în punctul culminant. Știe că se așteaptă decizie, știe tot. În momentul acesta el nu are altă soluție și părerea mea este că este o greșeală fatală. În primul rând, imaginea PSD-știilor despre PSD-ști se va degrada după acest meeting. Asta este părerea mea, nu a noastră. Se vor vedea ei pe ei ce bine, ce rău le stă în tricouri albe, sau cum le-a zis să vină mea. Cum se va degrada imaginea? La ce este dispus domnul Dragnea să facă ca să-i aducă să-l aplaude. Se vor întoarce un pic în timp, în 89.
o întoarcere. Am făcut și eu această portată. Analogie, nu știu dacă ați ascultat-o la pastila Busy Day. De fapt, nu mi-aparține. Ascultat, nu știu dacă am prins-o. Nu mi-aparține. Sociologul Barbu Mateescu de la Cluj, un colaborator al meu și, mă rog, eu sunt un fan de-al lui, îl citesc ce scrie, este un sociolog mai tânăr și cu idei destul de interesante, a făcut această comparație la un moment dat și a spus, domnule, PSD-ul n-a mai făcut un astfel de mare meeting de la ăla din 21 decembrie 89, care s-a terminat prost. Adevărul este că a mai făcut, a făcut mineriadele. Nu este însă cea mai potrivită comparație acum. Vă spun din 100.000 de motive. 0372069599. Interesantă ipoteza lui Bogdan, dar ea urmărește doar un scenariu, cel în care Dragnea este condamnat. De asemenea, ipoteza lui Bogdan are un mare minus. Ca să afli dinainte ce sentință îți vor da judecătorii, adică să știi cu certitudine, nu că să ai tu o teamă cum a avut Elena Udrea și a fugit din țară, apoi nu poți să fii doar un lider de partid pentru asta. Îți trebuie un aparat de spionaj, practic. Un aparat de nivelul serviciilor secrete române sau străine. Altfel n-ai cum să știi ce vorbesc trei judecători într-o cameră și dezbat o sentință. Bună ziua, Marian! Bună ziua! Vă ascultăm, Marian! Vă salut! E o mare dezinformare. Nu sunt simpatizant PSD. Nu am fost vreodată. Vreau să vă spun că întotdeauna am votat cu liberalii și... De ce vă justificați? Spuneți-vă opinia. E o emisiune foarte liberă, Marian. Ok, vă mulțumesc pentru asta. Nu, eu justific pentru ceea ce urmează să spun. Da, am înțeles și eu v-am spus că nu e nevoie să faceți. Okay. Asta e suficient să vă spuneți opinia. Deci, cu siguranță, meeting-ul ăsta nu ar fi trebuit să fie organizat de PSD. Ar fi trebuit să-l facem noi toți. Noi, cei care ne pasă într-adevăr de ceea ce se întâmplă în țară. Nu putem aștepta la nesfârșit câți oameni să intre în pușcărie nevinovați, la câți oameni să fabrice dosare. Nu v-am auzit să fiți atât de veșement cu procurorii DNA de la Ploiești. Să-i acuz de ce anume? De ce anume să-i acuz pe procurorii respectivi? Nu să-i acuzați, nu să-i acuzați dumneavoastră. Să fiți toată așa vehement cu procurorii de la Ploiești. Vehement în ce sens? Vehement înseamnă insistent. Vehement în ce sens să fiu? Ok, nu v-am văzut să fiți atât de insistent cu procurorii de la Ploiești. În ce sens? Au măsluit, ziceți dumneavoastră că au măsluit. Aia e varianta dumneavoastră. A, dumneavoastră aveți certitudinea că nu. Eu nu am certitudinea că nu. Eu nu am certitudini în general. Am multe întrebări în viață, mai puține certitudini. Ok, și eu am... Dar atunci când vine o sentință, aia e sentință. Ok, și trebuie să o respectăm așa cum vine ea? Dacă e definitivă, da. Da. Nu înseamnă că nu putem să o comentăm. Putem să o comentăm, că de-aia e o țară liberă. Mă înțelegeți? Bun. Dar n-avem ce să facem, adică... De acord cu dumneavoastră. Da. De acord cu dumneavoastră. Am fi de acord dacă și președintele țării ar respecta o decizie la fel cum se cere nouă tuturor, da? Decizia Curții Constituționale, la aia vă referiți. Evident, evident. Și eu cred că președintele, și am spus-o de foarte multe ori, n-are cum să ignore decizia Curții Constituționale sau să nu o respecte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nici nu cred că m-ați auzit vreodată să zic altceva. Păi ar trebui să o respecte și să o pună în practică, domnul Guran. E, aici, domnul Marian, e o întreagă poveste, că dacă o punem în practică, ne cam scoate din Europa. Eu cred că nu ne scoate nimeni decât cu capul plecat în Europa, mai bine, dar nu ne scoate nimeni din Europa. Asta e o bine, deci spuneți-mi care e opinia noastră, de ce vrea Dragnea să aducă oamenii ăștia la meeting? Că până la urmă n-am făcut noi sau dumneavoastră meeting-ul ăsta, l-a făcut PSD-ul. De ce vrea să-l facă? Cu siguranță. Așa. Vrea să scoată lumea în stradă, că majoritatea, adică cei mulți, vegetează efectiv. Și măcar oamenii PSD-ului se poată să-i aducă în stradă dacă nu vin și ceilalți care sunt nemulțumiți de sistem. Dar ce vrea să obțină? Vă întreb ce vrea el să obțină prin acest meeting. Ce urmărește? Păi, să nu mai vegeteze lumea? Sau evident. Evident că foarte mulți vegetează, foarte mulți... Și în loc să vegeteze, ce să facă? Dacă nu vegetează lumea, atunci ce să facă? Păi să iasă în stradă atunci când sunt abuzuri. Bine. Atunci când sunt abuzuri, cred că ar trebui să ieșim în stradă. Bine, Marian. Vă doresc din tot sufletul. Veniți la meeting-ul PSD?
Mulțumesc că eu nu o să particip. Păi de ce? Că nu particip. Eu am participat atunci când am simțit... Vegetați? Poftim? O să vegetați. Mulțumesc. Nu vegetez. Decât să dezinformez ca dumneavoastră, mai bine vegetez. Dumneavoastră a sunat să mă jigniți și nu știți cum. Am fost prea politicos cu dumneavoastră. Nu vreau să vă jignesc, bine. Dar bine, Maria. Mi se pare că de multe ori sunteți mult apărați prea mult pe cei care ne conduc. Eu am opiniile mele. Dumneavoastră le aveți pe ale dumneavoastră. La această emisiune ni le spunem. Facem schimb de opinii. Domnul Guran, apropo de servicii, serviciile la noi au cel mai mare buget. Păi țara asta se duce de râpă cu serviciile care le avem noi. Și are cel mai mare buget. Să le desfințăm, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vreți, o să pun și asta în discuție într-o zi. Să desfințăm serviciile secrete. Eu nu știu de când am mai făcut o dezbatere despre servicii secrete. Dar să săriți de la una la alta. Vă uitați seara la televizor și sunați la România în direct să discutați cu mine ce cântă gâdea pe acolo. Nu e politicos, dar cum doriți. Vă mulțumesc pentru telefon, Marian. V-ați făcut înțeles. Partea pe care n-am înțeles-o e de ce nu vă duceți la meeting-ul PSD dacă sunteți așa vehement în legătură cu abuzurile. 0372069599. Bună ziua, Mihai. A închis Mihai. Bună ziua, Ionuț. Ionuț. Bună, Moise, bună. Vă ascultăm. Bună. Voi fi scurt. Părerea mea este că acum este un bun moment de metamorfoză a acestei adunări, cred eu. A început cu familia tradițională, meeting pentru familia tradițională, după care a ajuns la meeting pentru susținerea guvernului, acum ajunge la meeting împotriva abuzurilor și se va transforma în meeting împotriva abuzurilor, împotriva lui Dragnea. Întrebarea nespusă, probabil, la acest meeting, sau poate va fi și spusă, este: vreți să fiu în continuare liderul vostru? Iar, din punctul meu de vedere, ăsta este momentul de început al campaniei electorale. Da, a pus cineva sub semnul întrebării. Ok, asta o să rețin, ideea asta ultima, scuze că am vorbit peste dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb așa, a pus cineva sub semnul întrebării șefia lui Dragnea sau autoritatea sa? De aici nu mai e vorba de șefia lui Dragnea, numai în fața membrilor PSD. Aici e vorba în fața tuturor simpatizanților lui. Deci, astăzi ziceți că face acest meeting ca să se lanseze în cursa pentru președinție. De campanie, da. Întrebarea este, mă veți susține ca președinte, indiferent ce se va întâmpla? Asta este, cred eu, întrebarea la acest meeting. De ce vă bazați? Cum ați ajuns la această concluzie? Eu așa văd lucrurile. Văd că s-a transformat și a lipit problema lui personală, sau încearcă să lipească situația lui personală, la o masă încălzită din începând cu niște subiecte care nu aveau nicio legătură cu ce se întâmplă acum. Cum ar fi? Cum ar fi? Păi am menționat mai devreme, și anume, a început cu familia tradițională, după care cu guvernul. Vedeți că e un meeting și cu, nu știu dacă e cu familia tradițională, dar este un meeting al extremei drepte, tot sâmbătă în București. Purtătorul de cuvânt al meetingurilor, marilor meetinguri, a fost Liviu Dragnea. Iar Liviu Dragnea a transmis de fiecare dată mesaj referitor la meeting. Subiectul a fost întotdeauna secundar. Sunt interesante analogiile pe care le faceți dumneavoastră. Păcat că nu pot da seama pe ce vă bazați. Și eu aș vrea să vă spun în felul următor. Eu nu cred că domnul Dragnea a pierdut contactul cu realitatea. Eu cred că știe exact cât este de nepopular și cred că știe exact că n-are nicio șansă la prezidențiale. Ba mai mult decât atât, este doar opinia mea. Eu cred că doamna Gabriela Firea va candida la prezidențiale cu ajutorul lui Dragnea sau peste cadavrul lui. Gabriela Firea în momentul de față este atât de populară, e la mare distanță de orice fel de alt pesedist, încât e aproape inevitabilă din punctul meu de vedere această candidatură. Să nu mă atace Gabriela, cu toată simpatia, e o analiză personală, știind așa cam cât e de populară în sondaje. Nu am informații din PSD, PSD-ul e ca o unitate militară, de când e Dragnea șef acolo, nu mai am niciun fel de informații din interior, o spun spre rușinea mea de jurnalist. În același timp, însă, vă spun că dacă își anunță Dragnea vreo candidatură, ori încearcă marea cu degetul, ori va fi pur și simplu un alt bluf. N-are nicio șansă la prezidențiale și el știe asta. Ok, ne-am spus opinia. Vă mulțumesc pentru ea, Ionuț. 0372069599. Mihaela, bună ziua!
Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Dați încet radio cât vorbim, vă rog, ca să puteți dumneavoastră urmări, că vă auziți tot pe dumneavoastră cu un 2 secunde de delay și vă încurcă chestia asta. Poftiți, Mihaela. Da. Eu cred că Dragnea n-are nevoie de confirmări. Eu cred că scopul meetingului poate fi în situația în care vineri îi se dă o sentință favorabilă. Una de intimidare, deci scopul va fi unul de intimidare al oricărui cetățean. Dacă îi se dă o sentință favorabilă? Da. Deci dacă e achitat? Dacă e achitat, va fi o acțiune prin care va dori să sărbătorească și prin sărbătoarea aceasta, de fapt, să mascheze o acțiune clară de intimidare a oricărui cetățean care crede că se mai poate schimba ceva în țară. Păi ce să mai... De ce ar vrea să intimideze dacă e achitat? Din contră, adică... Cred că este un bun sociolog. Dragnea, cred că este un bun sociolog. Cred că știe că este liderul absolut al partidului. Cred că simte însă că la nivelul partidului său sunt oameni care poate au o crâcneală acolo în sufletul lor. Știe de asemenea că cei care nu-l plac crâcnesc din răzputeri, dar nu ies în stradă și pentru a intimida oricare manifestare din partea unora sau altora, va face deci o demonstrație de forță, ziceți, da. Mihaela. În situația cealaltă, așa, în care va primi o sentință nefavorabilă, cred că, iarăși, sociologic gândind, da, se bazează pe fanii înfocați din partid, care vor avea o reacție virulentă și care va speria iarăși mulțimea. Deci, ce vor face fanii respectiv dacă e condamnat Dragnea, că nu e clar? Cred că vor avea o reacție virulentă. Vor striga huo în Piața Victoriei, în fața guvernului? De ce să strige huo în fața guvernului? Dar ei nu strigă în fața guvernului. Din ce a declarat Dragnea? E împotriva abuzului unor instituții ale statului, recte președinția. Atunci îi ducea la Cotroceni, nu îi ducea în fața guvernului. Nu, îi ducem la noi acasă, că în curte la noi, oamenii noștri se simt mai siguri. Nu e curtea lor acolo, Mihaela. Noastră sunteți undeva, dar eu vă spun că semnificația unui meeting în Piața Victoriei... Politice, ascultați-mă puțin, cred că știți, Piața Victoriei este piața în care se strâng manifestanții rezist. Ei vin acolo ca să invadeze spațiul respectiv. Asta e singura componentă de agresivitate, dacă vreți, a meetingului respectiv. Ei vin acolo pentru că acolo ne strângem noi să protestăm. A unui spațiu, Moise, te rog să mai zic că te-am întrerupt, e o invadare, dar conchid că ai dreptate, dar ai dreptate și voi duce dreptatea ta înspre ideea pe care am enunțat-o. E confiscarea unui spațiu pe care voi... între ghilimele, confiscare pe care voi ceilalți credeți că e al vostru. Nu e al vostru. Nu e. E al nostru, iată cum îl umplem noi. Bine, foarte bine. Să știți că și Firea a mai făcut chestia asta, sau a încercat mai bine zis, cu Târgul de Crăciun. Oamenii aia sunt veniți de la sute de kilometri distanță, nu sunt foarte mulți oameni din București, iar ei pleacă a doua zi sau poate chiar în seara, cred că în seara respectivă pleacă, cred că e foarte obositor, mă gândesc. Am văzut că sunt oameni care vin și din Ardeal și de prin Moldova, de la mare distanță. Dar mă rog, a doua zi piața va fi liberă dacă cineva va dori să vrea să termine emisiunea, Încerc scuze, Teodor, Ovidiu și Daniel. Am de făcut la sfârșitul acestei emisiuni, mâine o să ne luăm cu altele, probabil cu decizia CCR, după aia cu sentința lui Dragnea, vineri, o să fim aici și o să comentăm tot. Dar la sfârșitul acestei emisiuni vreau să fac un apel, în special la bucureșteni. Vreau să vă gândiți cu mare atenție ce ar însemna, cât de bine i-ar pica lui Liviu Dragnea ca acest meeting să fie marcat de incidente. Rugămintea mea și apelul meu la dumneavoastră este să-i lăsați să manifesteze cum vor și cum pot și cum înțeleg ei. Nu trebuie nici trolați, nu trebuie nici provocați, pur și simplu dacă vreți să spuneți o opinie, spuneți-o într-o altă zi și cu asta basta. Oricine vă îndeamnă să mergeți să-i confruntați în vreun fel sau altul, nu face rău ideii de apărare a justiției în România. Vă mulțumesc! BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din Școala de Bani.